Medicii primesc deja rapelul vaccinului împotriva COVID-19. Aceștia spun însă că este prea devreme pentru a stabili clar răspunsul imun al vaccinului. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora vaccinul Moderna ar oferi 2 ani imunitate, iar cel de la Pfizer mai puțin. Și comentăm acest subiect în direct cu domnul Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Baljin Capitală. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție care fiecare dată. Am înțeles că ați primit și rapelul, domnule doctor, așadar, chiar dacă este destul de greu de preconizat în acest moment, cât timp am putea sta liniștiți imediat după ce ne imunizăm cu cele 2 doze? Vorbim de luni sau de ani? Bine, eu cred că datele pe care le avem sunt destul de clare. Nu e o discuție că e ceva imprevizibil. Spuneați dumneavoastră că sunt diferențe legate de cât durează imunitatea. Aici e de văzut în experiența practică, pentru că oricum ce avem în momentul de față ca informație este că această imunitate este de minimum 6 luni, oricum mai mare decât atunci când trec prin boală. Spun minim 6 luni pentru că foarte probabil este mai mult și s-ar putea să ajungem la concluzia că, de exemplu, cele 2 vaccinuri sau cel de la AstraZeneca, Oxford, vor avea de fapt imunitate comparabilă și oricum mult mai mare de jumătate de an. Ce o să ne arate exact lucrurile acestea, o să fie experiența concretă. Dar pentru acest lucru ne trebuie timp. Da. Am să vă rog mult, dacă se poate, să nu mai stați pe speaker, ca să înțeleagă și publicul de acasă. Dacă vă rog mult. Da, ne auzim mai bine. Mulțumesc mult. Plăcere. Și așadar, în cât timp am putea să cunoaștem mai multe detalii despre perioada pe care am fi imuni la acest virus? Ar trebui să treacă o bună perioadă de timp ca să avem studii, poate, în acest sens? Eu cred că cel mai important e, sigur, datele din studii sunt extrem de importante. Când se aprobă vaccinul, avem foarte multe informații, dar experiența practică, în momentul de față, sunt milioane de oameni și numărul celor care se vaccinează crește zilnic. E clar că vom vedea în plan practic, atunci când vom monitoriza titrul de anticorpi, cum se întâmplă exact cu imunitatea și cât durează și comparația între tipurile de vaccin. Pe de altă parte, v-aș întreba ce înseamnă dacă suntem imunizați. Nu ne îmbolnăvim sau nu facem o formă gravă a bolii, dar putem fi purtători și să dăm virusul mai departe? Aici lucrurile trebuie să le înțelegem foarte clar. Principalul obiectiv pe care îl are un vaccin, nu mă refer numai la vaccinul împotriva SARS-CoV-2, este să împiedice îmbolnăvirea. E important să nu ne îmbolnăvim, asta înseamnă că nu vom avea forme medii, forme severe, complicații și, în final, nu va fi viața noastră amenințată. În plus însă, chiar dacă virusul pătrunde în căile respiratorii, adică la nivelul porții de intrare, știm bine că mecanic el nu poate fi oprit pentru că sunt vaccinat, dar multiplicarea la nivelul porții de intrare va fi redusă, ceea ce înseamnă că riscul de a transmite la persoana de lângă mine va fi clar mai mic. Atenție însă! Dacă reușim să avem o imunizare importantă și persoana de lângă mine este de asemenea vaccinată, practic vom ajunge în punctul în care vom transforma cu ghilimele de rigoare infecția SARS-CoV-2 într-un simplu guturai, pentru că e clar că nimeni nu o să se îmbolnăvească și cel mult vom face o formă ușoară, o formă asimptomatică dacă este ne infectăm. Au fost situații în care imediat după vaccin unele persoane au fost diagnosticate cu acest, au fost pozitivate pentru COVID. Există acest risc să apară simptomele COVID imediat după primirea vaccinului? Aș face aici o diferențiere foarte clară. Din tot ceea ce avem ca date în acest moment, nu există o influență legată strict de vaccin care să pozitiveze testul PCR. E vorba de situația în care persoana respectivă foarte probabil că era în perioadă de incubație, adică fie s-a infectat anterior, fie s-a infectat după vaccinare, pentru că e clar că după ce mă vaccinez, e un interval de timp de minim 10 zile până când începe să apară imunitate, să avem anticorpi. Deci pot să mă infectez în această perioadă și pot să fac boala. Legat de ce a spus noastră ca simptomatologie, aici e altceva. Există varianta, chiar dacă puțin probabilă, să există o simptomatologie după vaccinare. Ca așa cum se întâmplă și la vaccinul antigripal pe care îl primim fiecare iarnă. Și nu numai. Să știți că alte vaccinuri care sunt în momentul de față în uz curent au mai multe reacții adverse statistic decât are cel împotriva SARS-CoV-2. Dar asta nu ar trebui să ne pună viața în pericol. Nu, cu siguranță că nu. Da. Sunt lucruri care se rezolvă destul de repede.